Apariția unui procuror american în cursa pentru șefia Procuraturii Anticorupție a agitat sistemul. Candidatura Veronicăi Dragalin, originară din Republica Moldova, dar emigrată încă din copilărie și formată profesional peste ocean, este privită cu rezerve de unii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. Examinarea minuțioasă a candidaților este plauzibilă, doar că CSP a schimbat regulile în timpul jocului. Membrii ai Comisiei Speciale de Preselecție a candidaților la funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție presupun că este vorba despre rezistența opusă de sistem. Există o anumită doză de rezistență a sistemului procuraturii de a accepta ideea că Procuratura Anticorupție ar putea fi condusă de un procuror, de un conducător care vine cu viziune din afara sistemului. Pentru a înțelege inconsecvența din procesul de alegere a procurorului șef anticorupție, vom aminti de unde a început și cum a continuat exercițiul. Pe 26 aprilie, CSP anunța că a aprobat competența Comisiei de Preselectare a procurorului șef. Așteptările erau mari, în condițiile în care din cei 5 membri ai Comisiei, 3 sunt experți internațional din Statele Unite, Letonia și România. Pe 6 mai, CSP anunță că în cursa pentru șefia Procuraturii Anticorupție s-au înscris 5 candidați ca, într-un final, Comisia de Preselecție să accepte 4. Octavian Iachimovski, Adrian Bordianu, Victor Brânză și Veronica Dragalin. Comisia de Preselecție a stabilit că va admite la etapa următoare candidații care vor obține medie de 9 puncte. Singura care a depășit acest plafon de promovare a fost Veronica Dragalin. Ultimii 6 ani, 5 ani jumate am petrecut aici în Statele Unite ca procuror federal și în special în cazuri de corupție aici în Los Angeles. Și am experiență în investigare de cazuri complexe de corupție care au elemente internaționale. Întrebată ce ar trebui să facă în primul rând viitorul șef de la anticorupție, Veronica Dragalin a răspuns. Înțeleg că avem problema că mulți bani din țară au fost furați și dus în străinătate. Știu că sunt și persoane care se află acum în străinătate și o să trebuiască ca Procuratura Anticorupție să lucreze cu partenerii lor externi, să aducă bani înapoi, dacă e posibil, și nu-i prea târziu pentru asta, și să depunem eforturile să aducem și înapoi și oamenii, să-i putem trage la răspundere. Conform procedurii, candidatura propusă de comisie urma să fie aprobată de CSP, după care procurorului general nu-i rămânea decât să semneze numirea în funcție a procurorului șef anticorupție. Pe 30 mai, însă, lucrurile au luat o nouă turnură. CSP a anulat concursul organizat de comisie, anunțând că o ia de la capăt. Marți, 7 iunie, CSP îi va audia repetat pe cei 4 candidați. Cumva, în procedura de preselecție, activitatea comisiei cumva subminează rolul CSP și procedura de selecție urmează să fie efectuată de mai mulți candidați. În aceste condiții nu este clar de ce pretinsa subminare nu a fost văzută în aprilie, atunci când membrii CSP au votat pentru crearea comisiei de preselecție. Am luat notă de decizia Consiliului Superior al Procurorilor, am rămas cumva nedumeriți, surprinși de abordarea aleasă. Rezultatele interviurilor organizate de CSP ar putea arăta diferit, întrucât candidații vor fi evaluați inclusiv de foști colegi. Candidatul Octavian Iachimovski, de exemplu, a fost coleg cu membrul CSP Eduard Varzar. În perioada în care Viorel Morar a fost șef al Procuraturii Anticorupție, Iachimovski și Varzar au fost adjuncții acestuia. Procurorul Iachimovski a fost cel care a condus grupul de urmărire penală în dosarul fraudei bancare.
încercare, dar fără niciun rezultat palpabil. O investigație semnată de anticorupție.md scoate la iveală și anumite probleme de imagine și pentru candidatul Adrian Bordian. El a fost acuzat de procurorii anticorupție că ar fi încercat să-l influențeze pe Victor Furtună, procurorul desemnat de CSP, ca să renunțe la investigarea lui Alexandru Stoianoglo. Astfel, procurorul federal Veronica Dragalin rămâne a fi unicul candidat fără nicio legătură cu sistemul împânzit de scheme corupte și conflicte de interese. Există însă bănuieli rezonabile că anumite cercuri de interese deja fac tot posibilul pentru a preveni numirea acesteia în funcția de procuror șef anticorupție. Membrii Comisiei de Preselecție totuși speră că CSP va ține cont și de evaluarea lor. Speranța mea este că procesul de preselecție nu va fi unul în van, dar va fi unul care va sta la baza evaluărilor finale și selecției finale pe care o va face Consiliul Superior al Procurorilor. Procuratura Anticorupție este o entitate independentă din cadrul Procuraturii Generale, ce are misiunea de a lupta cu schemele mari de corupție. Doar că, de-a lungul anilor, aceasta și-a creat mai mult imaginea de bâtă în mâna politicului sau umbrelă a afaceriștilor afiliați fostelor guvernări.